Hagi și-a mai vândut o perlă. După transferul lui Maziru la Brighton, i-a venit rândul lui Sali să-și facă bagajele. Mijlocașul de 17 ani va fi rival cu Messi în Statele Unite. Dallas i-a achitat campioanei României 3 milioane de euro. În 2021, Sali a bătut două recorduri de precocitate. A devenit cel mai tânăr marcator din istoria Superligii și cel mai tânăr jucător din istoria echipei naționale a României. Sali va pleca pe 1 ianuarie, în condițiile în care campionatul nord-american începe în martie.